Salutare tuturor și bine v-am pregăsit. Astăzi l-am lângă mine, sau nu știu, prin col, de fapt că nu e lângă mine fizic, pe un prieten de-al meu care face ceva foarte interesant pentru mine și cred că ceva pe care multă lume și-ar dori. Și anume, în primul rând, și-a dresat singur câinele și în al doilea rând dresează și câinii sau mai degrabă ajută în dresarea altor câini și altor persoane. Dar o să ne spună el mai multe chestii despre asta. Invitatul meu este Catalin. Ce faci, Salut. Catalin? Salut! Bine, după o zi de muncă. Puțin obosit, mulțumesc, dar... că ai vrut să ne vedem și așa. Am încercat în weekend să o facem fizic. Da. Și nu prea ne ieșit din cauza... Era mult zgomot acolo și am zis că hai să mai încercăm o dată. După cum am zis, Catalin și-a dresat câinele singur pe Nero și am vrut să vorbească și un pic despre cum a reușit să facă chestia asta și ce sfaturi sau cum îi poate ajuta și pe alții să-și dreseze ei singur câinele. Bravo! De asta am nevoie, e focusat strict pe obiectul pe care l-am în mână. Așteaptă. Vezi? Da, hai! În primul rând, vreau să-mi spui ce te-a făcut să-ți dorești să-ți dresezi câinele. Băi, în primul rând, ambiția. El este o rasă care se poate dresa super ușor, adică e un câine căruia îi place foarte mult să facă ceva pe placul stăpânului. Uh-huh. Sunt câini de pază, în general. Plus de asta, ei... au și un comportament mai înțepător, adică dacă nu li oferi un dresaj de pază, s-ar putea să și lea singur din nepază și atunci o să fie foarte, foarte greu de oprit sau chestii de genul acesta. El are probleme cu pisicile și asta nu pot să-i scot din creier, încerc să lucrăm la asta, dar când vede pisică, efectiv turbează și deși stă cu o pisică în casă, au crescut de mici, dar e singura pisică pe care o suportă. Am înțeles. Și ce faci în momentul în care, nu știu, ești cu el pe stradă și e o pisică și el o vede? Apelăm la lesa strangulantă, la botniță. Am înțeles. Și... botnița o folosești, nu știu, întotdeauna când mergi pe stradă cu el, nu? Da, e obligatorie și recomand tuturor celor care aveți câini de pază, Amstaff, Pitbull, ciobănești germani, ciobănești belgieni, presa canario, dog argentinian și așa mai departe, să folosiți botnițe pentru că este ilegal. Mm-hmm. Fiind câini de pază, sunt foarte ușor de supărat, ca să spun așa. Mai temperamentali. Mai temperamentali, da. Mai păzitori, că pot fi opriți foarte ușor, depinde de dresajul fiecăruia, dar nu poți să știi să mergi pe stradă, să vezi un câine care e în lesa cuiva și să știi că e dresat sau nu, știi? Exact. De asta, din câte știu eu, și aici mă pot corecta, de multe ori, câinele celălalt e cel care declanșează conflictul sau cel care e începe să, nu știu, poate îl provoacă pe câinele tău, chiar dacă câinele tău este dresat, chiar dacă... Da. Se întâmplă de foarte multe ori. El, Nero, este un câine foarte autoritar și nu-i place să împartă lucruri. Uh-huh. Inclusiv minge și așa mai departe. Am avut un incident cu el pe insula cățeilor. Am cheltuit bani, dar nu asta e important. Important e că s-a făcut el bine, s-a luptat cu un husky, s-a luat la bătaie de la minge. Stăpânul lui a fost mușcat de către Nero.
și husky respectiv l-a mușcat pe Nero de obraz. Și efectiv i s-a umflat obrazul. M-a speriat atunci, dar i-a trecut, s-a vindecat. Acum nu mai are nicio problemă. Și de asta zic că în momentul în care doi câini se iau la ceartă, e bine să vezi că se încordează deja să se ia la luptă. Cel mai bine e să nu-l tragi pe celălalt lângă tine. Lasă-i în pace că își reglează singuri conturile, mai ales când sunt în lesă. Da? Ideea e să nu se să nu-l tragi pe celălalt, pentru că atunci, fix atunci, izbucnește conflictul, pentru că unul dintre ei o să zică, băi, ăsta pur și simplu vrea să-l păzesc, stăpânul, și se întâmplă ceva. Nu e vorba de panică, lași lesa larg și nu se întâmplă absolut nimic. Am înțeles, am înțeles. Deci e mai mult și din partea stăpânului. Da, pentru că sunt agitați, cățelul când simte agitație, atunci se activează și Încordează el. și el. Exact. Pentru că ei fiind câini de pază și în general toți câinii de pază fac treaba asta, e să apere, adică să-și apere stăpânul. Da, sunt cumva pretați pentru lucrul ăsta și genetic, să zic așa. Da. Și de ce, nu știu, nu l-ai dus la un dresor când... Bă, am vrut să lucrez singur, pentru că am văzut că pot și eu din primele minute petrecute cu el. Bine, m-am documentat, întâi nu pot să zic că știam să fac asta, Doamne iartă-mă. Nu, m-am documentat, am citit și am observat că îmi place super, super mult, știi? Adică să-ți vezi rezultatele după câțiva ani de muncă e super, super mișto. Și, na, ca în orice domeniu, știi? Da, Și mizez să fac chestia asta în viitor, lucrez la asta și sper să devin din ce în ce mai bun. Da, oricum am văzut că și Nero e un câine foarte educat. Chiar. Da, e vorba de disciplina pe care o ofer. Dresajul se începe de la 3 luni, nu de la 7, nu de la 10, nu de la 15. Am un bulldog francez acum în dresaj, am uitat să-ți trimit clipul, am făcut un clip. Super simpatic, are niște ochi albaștri de îți vine să-l iei în brațe și să-l ciufulești. În schimb, este foarte nesimțit ca și cățel. Adică face în casă, el nu vrea să facă afară, trăiește cu maică sa, pentru că stăpânul a păstrat pe maică sa și pe el. Și pur și simplu mușcă pe maică sa și maică sa de cât de disciplinată e, absolut nimic nu-i zice, adică e super tolerantă. Și ieri, când am fost acolo, a încercat să mă muște din joacă, s-a enervat, nu știu ce, și l-am dat pe balcon și pe balcon a făcut pipi, caca, ce a vrut el, știi? De nervi, nu de altceva. Am înțeles. Bulldogul francez e un câine foarte răzbunător, ca și Beagle-ul, de altfel. Vine aici? Vine aici. Ce-s? Evu. Ia mami și tu ia. Ia uite. Și în momentul în care, nu știu, un câine te mușcă, cum reacționezi tu, sau cum ar trebui să reacționeze stăpânul câinelui? Stăpânul câinelui n-ar trebui să se enerveze brusc din prima, adică nu trebuie să reacționeze, băi, m-a mușcat, îl bat din nenorocire sau țip la el. Nu, îi dai culcat, mă refer la câinii mari. Bodnița în bod, eventual îi dai și o palmă peste bot și spui că nu-i voie. Și îl lași cu bodnița vreo 5-10 minute și o să înțeleagă că n-are voie sau că a greșit. Am înțeles. Am înțeles. Deci, într-un fel, ești așa ferm cu el, dar Da. nu extrem de violent. Ferm, nu agresiv. Da, ăsta e cuvântul pe Da. care îl căutam. Și a fost greu să-l dresez pe Nero? Băi, a fost și greu. Din lipsa experienței a fost greu. Am greșit foarte mult în foarte multe comenzi și așa mai departe. În schimb, le face pe placul meu și nu trebuie să-i placă celui de lângă mine ce face câinele meu. Nu, îmi place mie și pur și simplu mă face mulțumit. Adică mă mulțumește doar când îl văd. Am Pur și înțeles. simplu.
Plus educația pe care o are pe stradă, adică pe el dacă las liber din lesson, nu se dă la oameni, nu absolut nimic, știi? Îi oculește și așa mai departe. Am înțeles. Și ți-a fost greu să îl dresezi în sensul de a găsi informația? Nu știu, ai găsit-o pe net sau unde, de unde te-ai... Nu, informația am găsit-o foarte ușor, de pe internet am găsit, okay. Da? În schimb, mi-a fost greu să aplic comenzile pe care le aveam acolo, știi? Adică, fiind la început, nu prea am știut. Într-un fel ai lucrat și cu tine. Nu da, doar da. Plus de asta nu aveam atâta răbdare, știi? Mă enervam că nu face și așa mai departe. Și după mi-am dat seama că trebuie să am eu foarte multă răbdare ca să am rezultate. Și când îi ajuți pe alte persoane să-și dreseze câinele, tu, nu știu, tu dresezi câinele sau cum procedezi? Nu, persoana respectivă dresează câinele după cum îi spun eu. Am înțeles. Într-un fel tu dresezi persoana și stăpânul stăpân. Da, da, da. Am înțeles. Și din toată experiența pe care o ai tu din dresaj, așa, nu știu care au fost cele mai multe lucruri sau top două lucruri pe care le-ai învățat din a-ți dresa câinele? Eu personal? Da. Răbdarea în primul rând. Plus tehnicele mâinii, adică că cățelul înțelege foarte mult din semne. Ok. Din semnele pe care îi le face. Am înțeles. Și o persoană care în momentul de față vrea să-și dreseze câinele, care ar trebui să-i fie mindset-ul și starea când vrea să-și dreseze câinele? Poate, nu trebuie știu. Să aibă, în primul rând, timp. Adică nu zic, băi, fac acum 5 minute cu tine, după care mă duc la muncă și după aia vin înapoi, mai facem seara 10 minute. Nu, că uită tot în momentul ăla. Trebuie să ai răbdare, trebuie să ai o zi la dispoziție să faci treaba asta. Nu, dresajul, în primul rând, se face în joacă. Ok. În joaca cu cățelul. Trebuie să ai foarte multă răbdare, entuziasm. Și să nu repeți aceleași comenzi timp de, hai să zic, 5-10 minute, pentru că o să se plictisească, efectiv. Se plictisește și nu te mai ascultă și atunci intervine frustrarea, domne, am lucrat, m-am ascultat până acum, acum de ce nu mai vrea, știi? Și cheia și așa mai departe e răbdarea și calmitatea pe care îi oferi și siguranța pe care îi oferi cățelului. Recompensa poate fi ori o jucărie, oriceva bun de mâncare, dar când sunt deja mari și adulți, pur și simplu o mângâiere și un alintat e super ok. E suficient. Da. Și din câte momente ai fost tu prin parcuri și cu persoanele cu care ai vorbit, care ar fi, nu știu, 5 greșeli pe care toate persoanele care au un câine le fac? În primul rând, chestia asta de a-i pune ham când sunt mici. Okay. Cățelul are o putere și o să vadă că, băi, pot să trag în hamul ăsta, adică nu mă strânge de gât și așa mai departe. Recomand din prima gardă. Eventual, dacă ai un puiuț care are vreo 4 luni și te trage, îți recomand din prima să-ți iei zgardă strangulantă. E o zgardă care îl strânge de gât cât trage el. Îl strangulează, nu trebuie să se sperie pentru că se sufocă cățelul. În momentul în care el nu mai trage, se eliberează singură, da, se slăbește singură. A doua greșeală e că nu au atitudinea necesară față de cățel. Ori sunt prea calmi și le oferă prea mult, ori sunt prea nerăbdători și se enervează că de ce l-asculți pe ăsta și pe mine nu, știi? Pentru că prima dată le arăt cum ce poate face cățelul lor și așa mai departe, cu un simplu cubuleț de cașcaval și pur și simplu se frustrează că la mine face și la ei nu. Lucrez la asta și le explic că nu e ok să facă treaba asta, dar avem rezultate. Avem rezultate destul de mișto. Super. Și mai am o doamnă care la fel are un bișon, să-ți explicam eu și în parc un bișon cu ceva, la fel nu are răbdare cu el, țipă la el când se enervează super, super rău,
dar de vreo câteva zile încoace nu mai are frustrarea asta și așa mai departe. A învățat și ea să aibă răbdare. Că nu e ok să țip la el dacă face prostii. Am înțeles, am înțeles. Spune-mi unde te poate găsi lumea, dacă vrea, Pe nu știu, să... Instagram, pe Facebook, o să-ți dau linkurile să le Da, atașez când. o să le pun și eu în descriere, să le aibă acolo cine vrea să te Să mă contacteze. contacteze. Da, să te contacteze. Chiar și pentru un sfat, dacă nu vor să facă dresaj, chiar și pentru un sfat, mă pot contacta oricând. Super, super. Cătălin, vreau să-ți mulțumesc că ți-ai luat din timpul tău a doua oară să facem Mulțumesc și eu. interviul Mulțumesc și ăsta. eu. Și nu știu, vrei să adaugi ceva înainte să terminăm? Poate e ceva ce nu am acoperit? Da, vreau să adaug o singură chestie. Pentru cei care stau la curte și care au care nu, stai un pic. Deci pentru cei care nu aveți timp de un câine, nu vă luați. Ok. Un câine trebuie alergat cel puțin 12 km, 15 km pe zi. Adică să ieși dimineața, la prânz, seara cu el. Iar pentru cei care vor să-și iau o rasă mai mare, le recomand la curte. Ciobănesc cu Germania e ideal de curte. Eu, în momentul de față, îl țin la curte. Pe Nero. Ok, super, super. Cătălin, îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Iar vouă, celor care vă uitați la videoul ăsta, lăsați un like, lăsați un comentariu dacă v-a plăcut videoul și de ce nu dați-l și mai departe. Distribuiți-l la o persoană care are nevoie să-l audă. Și până data viitoare, numai bine! Ciao.